Deci saltar lume și Blue Monkey la un nou tutorial, de data aceasta la Ken Flip și Pull Up Ken Flip. Pull Up Ken Flip-ul se face așa. Așa. Face Pull Up Ken Flip-ul, iar Ken Flip-ul se face așa. Ken Flip-ul nu iese chiar din prima. Deci stați puțin, Ken Flip-ul se face așa. Imediat. Încă puțin. Aproape. Așa. Face Ken Flip-ul și haideți să vă arăt ce trebuie să exersați. Trebuie să exersați mișcarea asta. Din ce în ce mai mult. Ceva gen. Da? După aia, să nu vă uitați la ea. Da? Să nu vă uitați la ea. Apoi cu ochii închiși. Nici mie nu prea mi iese cu ochii închiși. Unde e camera? Acolo. Da, așa. Astea sunt schemele care trebuie să le învățați. În rest, trebuie să știți cupa și cred că toată lumea știe. Și haideți să vă arăt cum trebuie să țineți Ken. Trebuie țin cu dreapta, că unii, majoritatea sunt dreptați. Eu sunt stângaci. Patru degete aici, un deget aici. Și unii fac o greșeală, s-arunce cu toată mâna. Adică ceva de gen. Și să vină foarte greu înapoi. Așa, așa, se poate doar că așa e mult mai greu. Eu astăzi vă voi arăta o modalitate mai simplă. Pull up Ken Flip-ul. Pull up Ken Flip-ul. Ken Flip-ul. Mai am voie doar două încercări. Mai am una. De fapt nu facem pe încercări. Ken Flip-ul. Deci nu uitați să vă jucați așa cu Ken-ul din ce în ce mai mult. Și da. Și să nu vă loviți în mare parte. Prima oară când am încercat ăsta pull-up Ken Flip-ul m-am lovit. Dar nu-i bai. Da, și cam atât a fost și cu tutorialul de astăzi. Nu uitați să-mi spuneți dacă mai vreți tutoriale. Eu v-am pupat și pa, pa! Pum, pum!